În județul Suceava, din 1929, de fapte legate de lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, raportate anul trecut în 499 de cazuri, victime au fost bărbați. 777 de infracțiuni au fost sesizate la orașe, iar diferența de 1152 în mediul rural. Cele mai multe fapte, 1369, s-au petrecut la domiciliu și 560 în spațiul public. La număr de victime, anul trecut au fost 2038 de persoane care au avut nevoie de sprijinul polițiștilor, care au emis 265 de ordine provizorii de protecție. În cadrul intervențiilor, polițiștii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresori și pot realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate. Ei observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale. Informează atât victima cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile lor și măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt. Cu ocazia intervenției, în vederea stabilirii existenței unui risc iminent ca viață, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Polițiștii evaluează situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, ce cuprinde 21 de întrebări. Pe baza răspunsurilor se stabilește dacă există realmente riscul ca viața sau integritatea fizică a victimei să fie pusă în pericol. Față de agresor, polițistul, prin ordinul de protecție provizoriu, poate dispune și alte obligații sau interdicții, și anume păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, față de reședință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate, sau, dacă este cazul, predarea către poliție a armelor deținute de aceasta, au menționat reprezentanții IPJ Suceava, relatează mesajul.ro.